Start sezon Moto 2024. Evenimentul s-a desfășurat în weekend la Slatina și a adunat sute de motocicliști din toată țara, astfel că aleea din Parcul Tineretului s-a transformat într-o expoziție a motoarelor, iar vizitatorii le-au admirat și s-au fotografiat lângă modelul preferat. Sunt zeci de motoare de toate tipurile în Parcul Tineretului, de la cele mai vechi motociclete, dar la care proprietarii țin foarte mult, până la adevărate bijuterii pe două roți. Toate vor porni într-o frumoasă paradă pe străzile municipiului Slatina. De când este acest motor? 1963. Wow! Wow! Este cel mai vechi? Păi cred, sper, nu știu. Este foarte, foarte greu am întreținut-o. Probleme mici, dar uite că ne duce. O prezentăm, să vadă lumea, ceva frumos. De unde sunteți? La 27 de kilometri de Pitești, Vedea. Am venit aici la deschidere de sezon, la dumneavoastră în Slatina. Suntem pasionați de motoare, iubim motoarele. Este un eveniment mult așteptat de către noi, de către motocicliști, cu ocazia deschiderii noului sezon Moto 2024. Suntem aici, vom fi și la următoarele evenimente. Cum se împacă IA cu motocicleta? Foarte bine, foarte bine se împacă. De unde sunteți? Din oraș, de aici, din oraș, da, da. Au venit din mai multe județe ale țării, ne bucurăm de vremea frumoasă și încă mai așteptăm să vină atât motocicliști din Slatina și prejurim, cât și din țară. Ne dorim să conștientizăm prezența motocicliștilor în trafic și în același timp este și pentru noi motocicliștii un semnal de atenție, de echipzuință în trafic. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul primăriei municipiului Slatina și al inspectoratului de poliție Olt. Startul sezonului Moto 2024 a fost dat chiar de primarul Slatinei, Emil Moț. A avut loc și un moment amuzant. Unul dintre participanți a venit la eveniment cu cea mai mică motocicletă. Noi le urăm drumuri bune, numai drumuri bune, fără niciun fel de incidente. Toți cei care fac parte din comunitatea Moto știu foarte bine ce înseamnă regulile de siguranță și cum trebuie să meargă. Mă bucur extraordinar de mult pentru că au venit atât de mulți oameni la Slatina. Motocicliștii au pornit într-o paradă spectaculoasă pe străzile orașului. După parada Moto, participanții s-au întors în Parcul Tineretului, unde distracția și voia bună au continuat. Deschiderea sezonului Moto reamintește tuturor participanților la trafic că drumurile sunt împărțite din nou cu motocicliștii, îndemnând la respect și atenție reciprocă pentru un sezon sigur și fără evenimente neplăcute.